Ce plângi, copile? De ce ți-a pătruns în adânc crunta jale? Hai și cuvântă, n-ascunde în tine, s-o știm deopotrivă. Iar către ea, greu oftând, glăsuita Ahile cel iute. Știi tu prea bine, de ce când le știi să-ți grăiesc toate cele? Dus-o ne-am până în Teba prea sfântă a lui Etion, și-am pustit-o și pradă luarăm de toate de acolo, și-apoi pe acelea cu bine între ele împărțiră Aheii, iar Atridului însuși i-au dat pe frumoasa Criseis. Însă venita și Crises, ce preot el lui Apolon, până la iuțile nave ale Aheilor, zale de aramă, ca să-și răscumpere fica și dând necuprinse o doare, iar pe brațe aduse cununa purtată de Apolon, mândrul arcaș, pe toiagui de aur, cu rugă spre dânsii, către Ahei, mai cu seamă spre Atrizii, cei doi luminații. Ceilalți atunci Aheii, cu toții glas mare înălțară, să se sfiască de preot, luând prea măritele odoare, dar deloc nu-i plăcut spusa lor lui Atrid Agamemnon, ci cu înjosire îl trimise, adăugându-i și tare poruncă. Iar mâniat îndărăt dus fu preotul, însă Apolon îi ascultă rugămintea, cum drag era lui la suflet, și spre argivi îndreptata săgeata-i cumplită. Pe dată neamuri la rând secerate cădeau, când a zeului vârfuri tabăra toată Aheilor o bântuiau. Iar nouă, bine știind, ne grăi prorocul ce vrea el, arcașul. Eu dar pe dată întâiul îndemn le-am adus de căință, dar pe Atrid îl cuprinse mânia, sculându-se iute, să mă amenințe cu o vorbă ce-i gata acum împlinită. Fata lui Crises, i-o duc pe corabia neagră Aheii, până în Crise cetate și duc și stăpânului daruri. Iar pe fata lui Brises acum au venit și din cortum. Crainicii lui mi-au luat-o, deși mi-o dăduse Aheii. Astfel că tu, dacă poți, pe iubitul tău fiu, ocrotește-l. Mergi în Olimp și te roagă de Zeus, de tu vreodată inima i-a indulcit cu vreo vorbă sau poate cu fapta, căci prea adesea în palatul la tata, fălindu-te, însumi te-am auzit când spuneai că pe Zeus negurosul odată, singură tu dintre zei, l-ai ferit de cumplita pierzare. Tocmai când olimpienii ceilalți unelteau ca să lege, Hera și Poseidon și alături Pallas Athena, dar ai venit tu, zeiță, de lanțuri să-i afli scăpare, și l-ai chemat cu grăbire pe cel cu o mie de brațe, pe Briareus, cum lui zei îi spun, iar oamenii ai Gaion sus în Olimp, fiind el mai presus în tărie ca tatăl. Iar el șezul lângă Zeus Cronion cu nim de izbândă, înspăimântându-i pe zei ferice de lanțul lăsat au. Adu-i aminte aceasta și șezi și cuprinde genunchii. Poate ar voi să înalțe pe cei de la Troia cu fală, iar pe Ahei se alunge la nave, la țărmurul mării, măcelăriți ca să-și guste din plin pe al lor rege măritul și să-și cunoască și Atridul, puternicul domn Agamemnon, câtă i-a fost rătăcirea josindu-l pe cel mai de vază. Lui îi răspunse atunci Tetis cu obrajin și roaie de lacrimi. Vai mie, fiule, cum te-am născut și crescut suferinței! O, de-ai fi stat la corăbii, nelăcrimat, fără de jale, să te odihnești, căci lis zilele scurte și mult nu mai este. Și astfel te afli acum cu viac numărat, plin de amaruri, tu dintre toți. Sub rea piază, născutu te-am eu în palaturi.
Merg ca să-i spun astă vorbă lui Zeus, iubitorul de fulger, sus în Olimpul zăpezilor însă și poate se îmbună. Iar tu șezi tot aici, la nave, săgețile mării, țineți mânia pe Ahei și oprește-a lupta întru totul. Zeus dus se află acum la ocean, unde sunt etiopii, încă de el la ospăți și s-a alături și zeii toți ceilalți. Dar într-a 12-a zi, fiva în Olimp iar acasă. Astfel atunci sui voi în casa-i cu prag de aramă și voi cuprinde genunchii și cred că de mine ascultava. Astfel grăind, ea se duse, acolo pe dânsul lăsându-l, plin de mânie în suflet că-i luaseră fata cu sila, cea cu trup mândru și fără de voia-i. Pe atunci Odiseu tocmai venea spre Crise, sosind și cu jertfa cea mare, iar când aceea limanul adânc în lăuntru intrară, pânzele jos le dădură, punându-le în nava smolită, și apoi catarcul în furcă lăsară, ținându-l din funii, jos, fără preget, iar nava la mal au dus-o din vâsle. Ancorele le aruncară și frânghii la pupă legară, și apoi ei coborâră pe mal lângă marea vuindă, jos dând și vitele jertfei arcașului mândru Apollon, iar Crisei tot la fel coborâ de pe nava cea iute. Fata la templu o duse apoi încercatul Odiseu, tatălui ei drag, iodete pe mână, și astfel îi spuse: Crises, aici m-a trimis prea puternicul domn Agamemnon ca să-ți aduc și copila și jertfa cea mare lui Foibos, s-o împlinești pentru Ahei, pe stăpânul din cer să-l îmbune, cel de argivilor griji le dădu cu amare suspine. Astfel grăind, i-o dădu lui în brațe, iar el o cuprinse, prea fericit, pe iubita lui fică. Ei, jertfa cea mare, zeului i-o înșiruiră la rând, lângă altarul temeinic, și apoi pe mâini se spălară și-și luară și boabe de jertfă. Crises apoi glăsui pentru rugă cu brațe înălțate: Dă-mi ascultare, o arc de argint, tu, de strajă în Crise, cum și în Chila preasfântă și în Tenedos, cu stăpânirea. De ascultat și înainte de ruga-mi smerită vreodată, cinste arătându-mi, iar oastea aheilor crâncen lovind-o, mai împlinește-mi și acum această plecată dorință. Iarte acum pe ahei și le abate cumplita pierzare. Astfel grăi rugător și ascultatul la Foibos Apollon. Ei, după ce se rugară și boabe de or spre sărară, le înjunghiară, le și spintecară și le jupuiră, buturile desfăcură și carnea în slană înveliră, jur împrejur încodat și bucăți pe deasupra clădiră. Fripse acestea în frigare bătrânul, iar vinul deasupra, roșu vărsata, feciori aținteau furculițele în mână. Buturile când s-au fript, până ei din rănunt tot gustară, restul mărunt îl tăiară și în frigărui îl dădură. Bine cât fripseră totul și scoaseră toate afară. Truda când ei și-o gătiră și-o spățu întru totul fugata, se-o spătară, iar sufletul ei de nimic n-a avut lipsă. Dar când apoi de băut și mâncare se mai săturară, iată copiii de casă ulcioare cu vin pregătiră și împărțiră la toți, tot pe rând, ca din cupe să închine. Ziua întreagă pe zeu cu cântări minunate în bunară, cântul de laudă, mândru înălțându-l aheii, feciorii, cinste arcașului dând, iar el îi ascultă vesel foarte.
soarele sfânt a sfinții și fu beznă adâncă pe lume, iar ei toți se culcară să doarmă la funia navei. Dar când sosi de cu zori aurora cea trandafirie, iarăși purce sau pe cale aheii spre tabăra largă, iar lor un vânt cu prință le dete arcașul Apollon. Sus ridicară catargul și pânzele dalbe înălțară, vuitul umflă chiar în mijlocul pânza, la proră talazul înalt, purpuriu, avuit, viforând sub corabia zborului, ce alerga peste valuri, brăzdându-și în goană cărarea. Dar după ce au ajuns și aheii la tabăra largă, neagra corabie întâi pe uscat ei o traseră afară. Sus pe nisip și sub ea îi înfipseră sprijinitoare, iar ei înșiși s-au dus fiecare la corturi și nave. El însă încă fierbea de mânie șezând lângă navai, spița lui Zeus, Peleianul, Ahile cel iute la fugă. Nu mai mergea la niciun sfat, unde fală găsesc vorbitorii, nici la război nu pornea, ci răbda mistuindu-se în sine, locul lui stând, dar cu dorul de larma și vuietul luptei. Dar când la urmă veni și a 12-a auroră, iarăși cu toți, spre Olimp o porniră și zeii cei veșnici, mare Alai și cu Zeus în frunte. Dar Tetis de îndemnul fiului ei nu uită, ci din mare și spuma-i ieșita și prin văzduh i-a sui către cer și Olimpul cu-naltui. Ea îl afă pe Cronidul atot văzător stând deoparte, tocmai pe vârful înalt așezat, pe Olimpului creastă. Se așeză jos în față-i și prinse cu stânga genunchii, iar cu dreapta, ușor, atingându-l pe sub bărbie, îi glăsui cu o rugă smerită lui Zeus Cronion. Zeus, părinte, eu dacă vreodată între zei ajutata, fie cu o vorbă ori cu fapta, împlinește-mi această dorință. Fă ca să aibă cinstire feciorul, cu soarta mai scurtă dintre toți ceilalți, căruia puternicul domn, Agamemnon, cinstea i-o luă, când, răpituia darul, el însuși, luându-l, dă-i înapoi tu cinstirea, o Zeus din Olimp, înțelepte, și le întărește troienilor vlaga, doar până ce aheii îl vor cinsti pe feciorul iubit, daruri multe aducându-i. Astfel grăi, însă ei nicio vorbă nu-i spuse Cronion, Zeus, negurosul, ci mult mai tăcu. Tetis tot de genunchi strânse, ținu încleștată și spuse rugând încă o dată. Dă-mi fără greș tu, fă gadă, fă da, dând din cap să te văd eu sau poate tăgăduiește căci n-ai teamă orice ai face, doar ca să știu cât de fără cinstire între zei eu mă aflu. Ei, apăsat de un oftat, îi răspunse greu Zeus negurosul. Mare năpastă, căci tu mă împingi să o învrăjbesc chiar pe Hera și are și ea să mă țâțe cu obraznice vorbe de ocară. Ea și de altfel mereu printre nemuritorii din ceruri mă necăjește și zice că sprijin în luptă troienii. Tu însă ia și te duc chiar acum, să nu prindă veste, Hera, iar eu de acestea am grijă să aibă împlinire. Hai dar, din cap semn ți-o-i da, ca să capeți să loc de crezare, căci de la mine între nemuritori este semnul cel mare al mărturiei, nu înșelător și nu capetă gadă, nici fără rost și împlinire când, da, fac din cap la o rugă. Astfel grăi și în cuvință, dând din cap și sprâncene, pletele-i nemuritoare pe obraj valuri se revărsară, de pe al stăpânului creștet și Olimpul vui acutremur.
Astfel ei doi sfătuind, despărțitu s-au. Dânsa atunci, drept în adânc, se aruncă din Olimpul cu frunțile în soare, Zeus către casă păși. Iar zeii sculatu s-au, roată toți de pe jilțuri când tatăl sosi. Nu îndrăznit au niciunul jos să mai șadă, căci el a intrat, ci îl primiră cu toții, iar el în jilțul înalt se așeza. Dar Hera aflase, căci l-a văzut cum stătea sfătuind lângă Tetis, zeița cea cu picioarele de argint, mândra fiica bătrânului mării. Astfel, pe Zeus Cronion cu vorbe ascuțite îl împunse. Care între zei, prea și rete, stă tu sfătuind lângă tine? Purul ți-e drag ca departe de mine fiind pe ascunse, tainice gânduri să cugeți, iar vorbă de-a dreptul am spune, nu te încumeți cu gândul curat, ceea ce ai tu în cuget? Ei răspunse atunci tatăl zeilor și al omenirii. Hera, să nu tragi nădejde vreodată, ce vorbă mi-e în cuget, cum că ai afla, chiar soție și tot ți-ar veni a nevoie. Dar aceea ce-i da să se întâmple, nu fi va niciunul, nici dintre zei, ca să o știe înainte, dar nici dintre oameni. Iar ce stau eu să cuget de-o parte de zei după voia, fă tu mai bine și nu cerceta să le știi tu pe toate. Hera atunci îi răspunse, zeița cu ochii de ciută, ah, tu, Cronide amarnic, ce fel de cuvânt glăsuit ai, ba nici de cum eu nu cad, cercetând să le știu eu pe toate, căci tu tot spui, fără de ghes, tot ce vrei tu din toate acestea, dar amarnic în suflet mă tem, nu cumva să te abată Tetis cu dalbele glezne, fiica bătrânului mării, căci prin văzduh a sosit și de alături îți prinse genunchii, iar tu, socot, da, făcut ai din cap, a făgadă, pe Ahile că-l vei cinsti, ca la nave ahei mulți să-și vadă pieirea. Ei Zeus răspunsii dădu, strângătorul de nouri pe dată. A furisit-o, mereu cu părerea stai, stând la pândă, dar nici așa vreun folos n-ai să ai nici de cum, ci din suflet ai să-mi ieși chiar de tot și prin ceafă să-ți urce fiorul. Iar de așa va să vie, primi voi cu drag împlinirea, șezi dar și taci și ascultă acum ale mele cuvinte. Vezi să nu-ți fie degeaba cât zei în Olimp au sălașul, devin acum la tine și înceafă-ți în fig greaua mână. Astfel grăi și grea de spaimă pe Hera cu ochii de ciută o năpădi de șezuntă cere cu inima strânsă, iar în palatul lui Zeus toți oftar adânc, cei din ceruri. Dar lor porni să le spună Hephaistos, meșterul falnic, lucruri pe gust aducând mamei dragi, cea cu brațele dalbe. Mare năpastă ar fi ca să fie, bade nerăbdat chiar, dacă voi doi vă înfruntați greu de tot și îndârjit pentru oameni, iar printre zei numai sfadă avem, cât fără de plăcere ne va rămâne cinstitul ospăț, dacă talpa învinge. Mamei îi spun cu dulceață ce știe și dânsa prea bine, tatălui drag să-i facă pe plac, ca să n-o mai împungă Zeus cu o cară, iar nouă ospățul slăvit să ni-l strice. Căci, de va vrea el, stăpânul Olimpului, fulgerătorul, să ne azvârle din jilțuri, doar mult mai presus el se află. Mamă, hai, ia-l cu frumosul, cu vorbe plăcute, pe dânsul, și apoi îndată stăpânul Olimpului blând ne-a surâde. Astfel grăind și sculându-se îndată pocalul cu toarte, mame iubite-l întinse în mână cu o vorbă anume.
Rabdă și taci, mama mea, și îndură cu toată mâhnirea, ca nu cumva să te văd cât de dragă mi-ești, iar cu ochii cum te-a lovi. N-o să am eu atunci și chiar de mă doare cum să te ajut, căci cumplit e cronion de-i stai împotrivă. Nu m-a luat el odată când eu să te ajut cu tezasem și m-a zvârlit de un picior de pe pragul Olimpului veșnic și m-am dus toată ziua și până a sfințit Sfântul Soare, jos, până în Lemnos căzui, cât de-abia aveam fir de suflet, iar de jos m-au luat cum căzusem câțiva dintre simtii. Astfel grăi și zâmbi a zeiței cu brațele dalme. Hera și blând i-a surâs când primi de la fiul pocalul. El, iar pe rând, tot spre dreapta, turna din nectarul cel dulce. Pentru toți zeii și cu dărnicie din vasul cel mare, iar un hohot nestins îi cuprinse pe zeii ferice. Când l-au văzut pe Hefaistos, cel meșter, șchiopând prin palaturi. Astfel atunci, toată ziua și până la apusul de soare, se ospătară, iar sufletul ei de nimic n-a avut lipsă, ba nici de lira cu cânt minunat, mângâiată de Apollon, muzele, glas după glas, toți cânt cu frumoasă cântare, dar după ce a sfințita a soarelui mândră văpaie, iar la culcare apoi fiecare acasă purcese, unde palatul durase Hefaistos cel meșter în brațe, cu ale lui meșteșuguri, stăpân pe adânca știință, iar Zeus spre patul purcese, Olimpicul, fulgerătorul, unde dormea totdeauna, sub aburul somnului dulce, și astfel se puse a dormi lângă Hera cu tronul de aur.